Bun găsit, doamnelor și domnilor! După o lungă perioadă, zic eu, în care nu ne-a permis pandemia de coronavirus să ne vedem, la fața locului, cum îmi place mie cu interlocutorul, subiectul pe care l-am ales astăzi este un subiect care cred eu că nu trebuie discutat cu mască și mai ales trebuie discutat cu cărțile pe față. În Dâmbovița, în afară de coronavirus, iată, în ultimele zile crește numărul de cazuri la noi, ne mai confruntăm cu o problemă, problema apei. Din ce în ce mai mulți primari, din ce în ce mai mulți cetățeni vorbesc despre problema apei în județul Dâmbovița. Mi-aduc aminte, acum vreo 10-15 ani discutam despre prețul apei, acum vorbim despre faptul că nu ajunge apa acasă la oameni. Zic eu, personajul negativ în această povestire, cel mai controversat, este chiar directorul companiei de apă, domnul Adrian Dumitru. Bine v-am adus, ca să zic așa, bine v-am regăsit, domnule director. Mulțumesc mult, bine ați venit în cadrul companiei de apă. Mai haideți să spunem și unde suntem. Suntem la stația de epurare Sâmpu Buviște, o investiție care s-a realizat pe postul de mediu, terminat în anul 2016, iar postul de mediu a fost terminat tot, contractul care s-a derulat a fost de 140 milioane. Suntem undeva a șasea companie din țară care nu avem niciun contract fazat, iar această investiție este undeva la 16 milioane de euro. Stația de epurare Sud deservește... Vă mai las 2 minute să vă lăudați. Da. Deservește localitatea, numai 2 minute. Numai 2 minute. Deservește localitatea municipiul Târgu Viște și comunele din Trofe din municipiul Târgu Viște. Noi suntem niște norocoși așa, nu? Comunele limitrofe și municipiul Târgu Viște suntem norocoși. Dar haideți să intrăm în subiect, să le luăm pe rând, că v-am spus, v-am lăsat 2 minute jumate să vă lăudați, să vă fie de bine. Mulțumesc. Haideți să vedem. La Dragodana, nu doar oamenii cu primarul în frunte au ieșit în stradă. Nu știu, domne, ei vor apă, ca să ne înțelegem, domnul director. Vor apă și directorul să le dea apă, nu știu unde le dea apă. Vreau să fac câteva precizări privind Dragodana. Domnul primar de Dragodana și-a făcut o campanie electorală pe ghilimele de rog, cred că al companiei de apă. Dar scuze, nu sunteți în același partid politic? Suntem în același partid, dar fiecare face campanie cum dorește dânsul. Vreau să fac câteva precizări aici. Dânsul, acum 2 ani de zile, dacă rețin bine minte, a venit la compania de apă pentru câteva extinderi de rețele de apă în comuna de Dragodana. S-a dat un aviz negativ în care l-am atenționat la data respectivă că făcând aceste extinderi, statul Dragodana și satul Picior de Munte nu vor avea apă în sezonul cald. Acum, adică, la ora asta, 24 din 24 de ori, se furnizează apă non-stop la Dragodana, Picior de Munte și cele 6 sate arendate. Acum două zile, s-a ars o pompă care n-a putut să o scoate dintr-un foraj și vă spun câte foraje sunt. Sunt 4 foraje. Eu recunosc că s-a arde o pompă, ca și la mașină, indiferent de marcă. Nu te lasă mașina în stradă, nu te duci la firma respectivă, vreau mașină nouă. Că nu poți să faci după o zi pe altă. În al doilea rând, oamenii mei lucrează de 2 zile acolo ca să poată să remedieze această pompă, să o scoate de acolo și băgăm altă pompă. Mai fac încă o precizare. Astăzi, 20-a 5-a, în localitatea Dragodana, se furnizează apă cu o singură pompă. O singură pompă. Adică o altă problemă nu e presiune, că știu ce înseamnă, nu? Presiune este, dar cetățenii trebuie să realizeze că aceasta apă este apă potabilă pentru uzi menajer. Nu de a uda grădinile. O să ajungem să știți nu de a uda grădinile. Nu vă grăbiți cu el, că vreau să discutăm și despre acest subiect. Deci, eu să înțeleg așa, că primarul de la Dragodana, dumneavoastră vreți să mă convingeți pe mine, că primarul de la Dragodana a profitat de faptul că oamenii ăia săraci n-aveau apă și ce a zis? Ia să mă duc eu lângă ei, să-i pun să urle în spatele meu. Corect. Cum ai făcut corect? Fugiți, domne, de aici. Eu așa o văd, pentru că și-a făcut o publicitate. Eu cred că omului chiar îi păsa de oamenii, adică mie așa mi s-a părut, că dar nu? Acum întreb și eu din nou, de ce acum la ora asta, după ploaia asta, care nu a fost nici mare, nici mică? Nici mică, corect. Toată lumea are apă. Cum vă dar și funcționez cu o singură pompă. Deci cu o singură pompă. Deci la 5 pompe nu mi-a ajunge apa în Picior de Munte și am mai făcut o chestie acum 2 săptămâni, că mi-am închipuit că se va ajunge aici. Am pus oamenii la ora 11 noaptea să ia indexul la apometrele celor două foraje care încarcă bazinul și la ora 6 dimineața am luat din nou indexul. Surpriză! 7 metri cub pe zona Dragodana consumați, iar pe
zona de picior de munte, 246 de metri cub consumați, noaptea. Spun eu, 7 metri cub consum într-o săptămână. Noaptea, vă refer. Cum vă închipuiți oamenii să spală noaptea? Eu nu înțeleg. Nu, udă grădinile noaptea, v-am spus exact. Să discutăm despre lucrul ăsta. Udă grădinile de lună. Acum a început echipa de control pe zona respectivă, în care s-au găsit câteva bypass-uri. Vă mai spun altceva. Există o rețea de apă aparte de compania de apă. Fost, nu știu dacă este avizată de la NLSC. Sunt contracte de la oameni, se numește apă industrială. Adică? Un domn anume. Le-ați găsit dumneavoastră la fața locului, da, sunt, în Dragodana, în zona aceea? În picior de munte. În picior de munte. Da, este un picior de munte, un foraj ca sursă de apă. Așa. Este o rețea de apă privată, cu ghilimele de rigoare. Și întreb și eu dacă această rețea de apă privată are avizul de la NLSC și avizul de la DSP pentru a da apă cetățenilor, sunt undeva la 80 de gospodării. Arondate la această rețea care exact, la această rețea care este ilegală, care am găsit un bypass din rețeaua de apă potabilă a comunei Picior de Munte legat această rețea. Dar deci, aveți pârghile legale să-i închideți? Da, avem pârghile legale să lucrează acum la biroul meu juridic, în care vom identifica fiecare gospodărie în parte și atunci vom lua hotărârea noi să le închidem contractele, să rămână numai cu apă industrială. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că primarul de la Dragodana, că eu nefiind însu, trebuie să fiu avocatul celui în lipsă, știa că există o defecțiune? Știa că există o defecțiune la forajul respectiv. Pentru că omul spune așa, că am fost la directorul de la compania de apă, am fost la președintele Consiliului Județean, am fost la 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 și nu m-au băgat în seamă și rezolvă problema. Laura, hai să ne înțelegem puțin. Eu nu sunt SRL compania de apă, am niște proceduri. Până găsesc pe cineva care să se ocupe de așa ceva, de scoaterea acelei pompe din forajul respectiv, eu n-am utilaje ca să pot scoate acea pompă. Este la un adâncime undeva la 150 de metri. Până am făcut procedura, până am făcut licitația și așa mai departe, au durat 2-3 zile. A început să plouă, vreau să anunț pentru telespectatorii noștri, ploaia, dar nu renunțăm la subiect. Ploaia este bună în această perioadă. Haideți să luăm și zona de nord a județului, pentru că îmi spuneau niște cetățeni că de ce în Vișinești apa este non-stop și în comunele Iedera și Valea Lungă este cu program. Pe scurt, că ploaia chiar ne mai lasă. Când Valea Lungă este cu program pentru că nu face parte debitul, nu poate să facă față cu debitul forajelor care sunt acolo. Repet încă o dată, s-au făcut foarte multe extinderi și nu s-a ținut cont de sursa de apă. Fiecare primărie a făcut extinderea pe strada X, pe strada Y. A doua precizare, pe bugetul companiei de apă, la Valea Lungă se va fura un oraș. Deci eu îl fac compania de apă, am discutat cu domnul primar la fața locului, dânsul se va ocupa de racordarea acestui oraș care se va duce apa în bazin sus, la Valea Lungă. Mai sunt alte zone în județ, alte localități unde apa este cu problem, da. Din cauza secetei, că este și asta o mare problemă. Din cauza secetei, Iedera este la ora aceasta, care am discutat și cu domnul primar săptămâna trecută și am găsit soluție să luăm un foraj de la OMV Petrom. Mâine mă întâlnesc cu reprezentanții de la OMV Petrom să găsim soluția de a putea lua acel foraj. Și rezolvăm și problema acolo. Bun, am lămurit-o cu Dragodan, am lămurit-o cu zona de nord, Iedera, Valea Lungă, Vișinești. Care e problema la Răcari? Că înțeleg că și acolo sunt probleme. La Răcari, după cum a ieșit domnul primar în spațiu public și a afirmat că are o problemă cu compania de apă și aici încep a-i spune că pe Poimu, care a spus că toată conducerea la Poimu se dea demisia și că am trimis ba un consultant, ba un consultant, eu vreau să-i amintesc că am trimis un proiectant care a venit cu alt proiectant, consultantul niciodată n-a fost schimbat la compania de apă. În privința apei, vreau să-i amintesc domnului primar, când am preluat cele două puturi de la Colacu, i-aduc aminte în felul următor. A promis și a semnat procesul verbal de predare primire și și-a luat angajamentul că în 60 de zile va repara un foraj. Nici la ora aceasta. Când a fost asta? Am o hârtie aici care pot să reamintesc. Păi, dar spune, domne, dacă aveți documente, că știți cum este, documentul spune tot. Este anexă la procesul verbal din 1.03.2018, la Colac. Haideți să și filmăm cât dumneavoastră ne povestiți. La Colac, în deci care în 2018, da, 2018 dumnealui spunea că în două luni. În două luni de zile a zis că și-a asumat. Pus 2 ani, domnule, să trezi dumneavoastră bine, că au trecut 2 ani. Încă o dată, repet, Marius, care a vestea, nu este prietenul meu. Nici până la ora aceasta nu s-a realizat această problemă.
Lumea ăla e prietenul lor, dâmpovițenii au și ei prieteni? În directorul toți companiei de apă? Nu știu dacă au prieteni, toți suntem prieteni pe oameni. Nu, dar cu dâmpovițenii sunteți prieteni? Că cu dâmpovițenii ar trebui să fiți prieteni. În al doilea rând vreau să-i aduc aminte domnului primar, că nu știu al câte le-ai mandat, că nu stau eu să-i fac acum al câte le-ai mandat. Multe, nu contează, să mai aibă apă, să aibă lumea. Să spună cetățenilor din Răcari, dacă s-a furat, de când este dânsul, vreun puț, vreun foraj, ceva, și îi spun dânsului că ultimele două foraje s-au făcut în anul 1984. Toamnă. Nu știu, în toamnă, primăvară și așa mai departe. Mai aduc aminte, pe Poim, care tot ne-a afirmat dânsul că domne nu se face, că se întârzie, cu această conducere nu se va realiza nimic. Eu decât îi reamintesc domnului primar, valoarea investițiilor de apă și canal, care este în contract, la Răcari, în euro, vă spun, este de 15.530.283 de euro, fără TVA. Auziți, dar eu nu știu, cred că scapă mie ceva. Au primarii ceva cu dumneavoastră? Sau e un substrat și nu-l înțeleg? Eu despre ce este vorba, ca să înțeleg și cred, dați scălțile pe față? Nu, eu serios. Eu cred că nu are nimeni cu nimeni ceva. Adică, care e problema? Problema este pentru că... Spuneți! Că ce? Că dânsii nu vor să... Sau ziceți ce? Poate dânsii vor să schimbe ceva, nu știu. Ce să schimbe? Directorul de la compania de apă? Nu știu, eu zic că poate să-l schimbe oricine, haide, nu e problemă. Răcariu o fi de la PNL, dar ăilalți sunt PSD, domnul... În afară de Dragodana, care este colegul meu de la PSD și îl cunosc că fac parte din PSD, restul de primari de la PSD, de la PNL, am avut o colaborare extraordinar de bună. Deci m-au sunat, am rezolvat problemele, dar știți dumneavoastră, un om dacă nu-l ajuți am 11 oare și l-a ajutat de a 10 oare, atunci... Uitător. Și asta nu mi se pare normal. L-am avut deschidere pentru toți primarii, pentru toate problemele, dar hai puțin să dăm o mână de ajutor și din partea lor. Pentru cetățenii, ca să aibă... Păi aia vreau să spun. Cetățenii care ei sunt până la urmă... Dar știți, apropo și de cetățeni, știu că la un moment dat s-a discutat despre faptul și s-a atras atenția despre faptul că există dâmpovițeni care nu plătesc, adică sunt racordații pe nașpa. Da, sunt. Consumă să fără... Mai există astfel de cazuri? Sunt localități. Erau la un moment dat și niște persoane, cum să spun, bine... Bine ancorate, ancorate în sistemul ăsta de bypass-urile astea care sunt. Nu? Sunt și la ora asta câteva localități. Noi, din partea companiei, am început o campanie, să spun așa, din casă în casă și am început acum cu Dragodana și cu Picior de Munte, pentru a verifica fiecare branșament, racord la canalizare și o vom da publicității ca să vedem exact oamenii care fac așa ceva. O să fie oameni amărâți. Eu nu cred. Dar ziceți că și-au permis să-și facă niște investiții, niște... Eu recunosc că și din partea oamenilor de la compania de apă, din respectivele OAT-uri, poate au și o vină, poate chiar i-au făcut și așa mai departe, dar până nu găsesc calea legală să găsesc dovada, eu atunci ce putem să facem? Ar putea să fie pe fir cu salariații companiei sunt, care... Da, recunosc, sunt. Eu sunt sincer și recunosc, da. Că mai aveți și de-așa. Mai sunt și de-așa. Că pădurea fără o scătură nu se poate. Deci nu am venit ce să facem. Haideți că am promis oamenilor că o să discutăm și despre faptul că apa este folosită și pentru udatul grădinilor, ca să fim foarte sinceri, da? Da. Și la un moment dat, noastră ne-a trimis un comunicat de presă să-l dăm opiniei publice și oamenii să înțeleagă că apa este pentru băut, mai ales în această perioadă în care ne confruntăm cu secetă. Da, așa este. Cum e cu apa asta? În urma verificurilor făcute în ultima perioadă, vă dau un singur exemplu. Sunt un cetățean care are apometru și este de bună credință, dacă vreau să intru la el în curte, îmi spune să o altă bine, ce te interesează pe tine, ce faci tu cu apa asta? Nu am apometru, îți plătesc, corect, corect, consum ce vreau, cât vreau și unde vreau. Dar cetățeanul respectiv uită că la capătul străzii, la capătul uliței, cum se spune pe la țară, verișorul Vasile nu mai era apă. De ce că de verișorul Vasile? E ludă. Și ce să facem atunci? Că eu n-am nicio putere să-i spun. Nu există nici legislație în vigoare. Există o legislație în care spune că apa este folosită numai în scop menajer, pentru a fi băută. Mie n-ai voie să uzi, pentru că ea este tratată cu clor și așa mai departe, cu tot ce trebuie. Corect, că și miroase. Și miroase. Ei nu înțeleg chestia asta. Și mai vă dau un exemplu. De ce avem probleme cu distribuția apei în perioada undeva mai până în perioada
septembrie-octombrie și nu avem niciodată probleme din octombrie-noiembrie până în luna mai următoare. Vă întreb și eu de ce, pentru că nimeni nu udă atunci. E așa? Pe ce să uzi? Florile. Florile poți să le uzi. Le faci în casa aia. Tot cu apă de-aia le uzi. Tot cu apă. Da, dar unei când uzi o grădină cu zarzavatul, nu? Apropo serios, de picior de e gravă problema cu seceta? E da, este serios, foarte gravă. Și eu cred că se va accentua pe zi ce trece, dacă nu va ploua și Dumnezeu știe când va ploua și vom avea mari probleme. Adică, dați-ne așa, nu știu, deci cel mai rău poate să vi se întâmple așa, să aveți apă ca pe vremea lui Ceaușescu, două ore dimineața, două ore seara. Da, atunci nu se plângea nimeni. Ce copilul meu mă întreba, zice, mă, acum adică două ore, uite, mă, da, două ore. Legea îmi spune, dacă este secetă și am de la biroul de meteorologie, atunci pot să dau apă plumă. Ca să... Vă dați seama, deci aia v-ar mai trebui. Da, pentru că legislația în vigoare nu îmi permite să fac un contract. De exemplu, într-o zonă în care știu că vara am probleme cu distribuția apei și dau între 6 dimineața și 9 dimineața. Să fac un contract în care să-i spun omului că în perioada din luna mai până în luna septembrie, domnule, eu îți dau apă cu program de la ora 6 dimineața până la ora 9 și de la ora 17 și până la ora 21. Da? Eu nu spune, nu, domnule, am contractul 24 din 24 de ore. Dacă, încă o dată repet, dacă găsim modalitatea asta, ar fi cea mai bună. Mai ar fi o problemă. Toate OAT-urile s-au extins rețelele de apă prin proiecte. Nu mă interesează cine nu a făcut proiectul. Nu vrea condiții, chiar dacă este condiții. La țară. Da? Acel proiectant care vine pentru rețeaua de apă pe Stăduța X, pe ulița nu știu care, ar trebui să plece, de fapt, de la sursa de apă. Pentru că sursa de apă, domnule, am trei foraje în localitatea X. Aceste foraje au fost făcute în 1990, erau 200 de gospodării. Sunt aceleași și acum. Sunt? Numai că abonații sunt cam de câte ori mai mult, așa, s-a făcut un calcul. Acum fac o statistică, nu știu așa. Exact, dar dau un exemplu, sunt 200. A fost în 1990, am avut 3 foraje, au fost proiectat pentru debitul X, Y, Z. Acum, din 200 de gospodării, m-am dus la 500. Dar eu mi-am prelungit rețeaua, dar foraje nu mi-am făcut altceva nimic. Și sursa e aceeași. Și acum e secetă. Și acum e secetă. Cum vă închipuiți că acel bazin care este la stația de apă poate să se umple atât de repede cât se fac? Și o să spun anumiți zâmbofițeri, hai cu coane, lasă-ne în pace cu seceta, că noi deja avem apa cu program. Câte localități în județ au apă cu program? De la ora aceasta, 20 mai 2020, și localitățile cu program, Valea Lungă, de la Moreni, Iedera, Glodenii, care acolo chiar nu avem sursă de apă, Dragodana la ora asta nu mai există și atât. La ora deci trei localități. Adică. V-am spus ce spuneau oamenii, dar de ce la Vișinești apă non-stop și noi nu, că sunt la un pas. Vișinești este o discuție, nu pot să spun acum. De ce spune nu puteți să spuneți? Este o discuție acum care am găsit un floare la Vișinești, dacă reușim să găsim... Aia de bine și nu vreți bine. Să le dați oamenii. Păi ziceți-mi așa este că bine. Mă am găsit deja un foraj la Vișinești în care vrem să-l punem în funcțiune, să vedem despre ce e vorba. Iar la Iedere am discutat cu domnul primar acum 2 săptămâni. Am găsit un foraj acolo care deja a fost denisipat. A rămas să facă legătura până la stația de apă unde este bazinul. Iar mâine la ora 10 sunt din nou la dânsul cu reprezentanții OMV de la Moreni să mă luăm un foraj și cred că rezolvăm problema. Și uite, așa vă împăcați cu primarii până la alegeri. Eu nu sunt supărat cu niciun primar. De să ne înțelegem. Eu nu sunt supărat cu niciun primar. În mea să nu da, oamenii sunt supărați, ați văzut eu ce... Eu sunt prieten cu toți primarii, deci nu da, sunt... Da, dar primarul trebuie să-și apere și el cetățeanul. Corect, este interesul cetățeanului, mai ales că vine și o perioadă electorală. Păi și ce, bă, dar nu vă interesează perioada electorală? Mă interesează perioada electorală pentru că fac parte din Partidul Social Democrat. Și mai stai și de la compania dată, ghinion! Ghinion, da. Ghinion. Toată lumea înjură compania dată. Și pădnească, păi nu e bine. Sunteți în prim plan, sunteți... Iar la Glodeni, o singură persoană mai fac. Vreau să felicit pe această cale primăria orașului Pucioasa și Consiliul Județean Dâmbovița, că au reușit să termine acea aducțiune care vine la 7 izvoare. Mâine va fi procesul verbal de predare primire între compania de apă și orașul Pucioasa și eu sper că într-o săptămână să avem avizele de la Direcția Sanitară Publică și să dăm apă de o calitate superioară cetățenilor din zonă. Și aici mă refer la Pucioasa, Brănești, Lodenii, Vulcana, Candele, băi, nici nu le știu așa. Da?
și sper să rezolvăm și problema asta. Ne bucuram la început că a început să plouă. Cam cât ar trebui să plouă ca să nu ajungem la apă în program? Și să mi-e frică de ideea asta, vă spun drept. Nu are cum să vă fie. No. Pentru că unde ne ducem la gârlă, nu mai am. Pentru că unde locuiți noastră nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă la noi acolo. Da. Dar știți, apropo de chestia asta, haideți că vă las să răspundă, să mi-am mai venit o idee, ziceți. Yeah. Deci cam cât ar trebui să plouă? Nu știu exact acum, trebuie niște măsurători, dar dacă ar ploua măcar o dată la două săptămâni cum ar trebui, cred că n-ar fi nicio problemă. Problema este la nivel național? Sau? La nivel național. Toată lumea, la ultimele ședințe înainte de situația asta de urgență, ne-am întâlnit cu toți directorii, toți s-au votat pe chestia asta. Și s-a propus prin Asociația Românei Apei să găsim o modalitate de, nu știu, la guvern, ceva, nu știu. Pe ce să facă guvernul? Să plouă guvernul? Nu știu, să guvernul e ocupat cu COVID-ul, domn director, rezolva, așteptați la guvern. De a rezolva problema asta. Așa deci zice, țăra cu orba, nu mai poate, s-a cocoșat de câtă treabă, îi mai da și treaba cu apa și cu seceta. Da. Apropo de zona din care sunt eu, când spuneați dumneavoastră, în zona aceea există puțuri forate de oameni. Da. Alea afectează într-un fel? Nu. Alea sunt în regulă. Acum nu știu cât sunt forajele astea, de când sunt făcute, pentru că eu știu că acum de la Apele Române este de un aviz și nu trebuie să forez pe rețeaua grafică. Dar acolo este? Este acolo și acum chiar vă rog când vă duceți pe, la dumneavoastră pe acolo să întrebați oamenii dacă mai există cantitatea de apă în acel puț, făcut de acum 15 ani de zile, să vedeți ce vă spun. 20, vă spun eu. Și o să și vă spun că a coborât, a coborât pompele undeva la 3-4 ani. Gândiți-vă, mai puneți la socoteală încă câteva sute de abonați pe care îi veți avea în momentul când puterile oamenilor vor seca. Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea și sper eu sinceritatea cu care ați răspuns întrebărilor mele. O singură precizare mai am, tot din partea domnului primar. De la Răcari. Aveți primar, un drag așa, că ați spus că sunteți prieteni. Da? Vreau să reamintesc că acest plăin, care este cel mai mare program care se va accesa pe fondul european în județul Dumbovița. Mi se pare că vă cam cucuiți, așa știți, pe vorba românească cu programul ăsta, nu? Nu vi se pare? Și vă spun și de ce. Păi de ce? Ce aveți? Un studiu de fezabilitate la o mărime de program de genul ăsta de undeva la 350 milioane de euro durează undeva la 2-3 ani de zile. De ce? Pentru că sunt 52 de comune care vor beneficia de apă și canal. Da. Da? Și ar trebui... Deja m-am plictisit, da? Și ar trebui... ar trebui ca fiecare proiectant să ducă la fața locului. Pentru o școală, pentru o grădiniță, pentru o renovare de cămin cultural, într-o oate, au stat și 2 ani de zile. Domnule, știți cu bunile alea? Stați așa că n-am terminat eu, stați pe aici, stați pe lângă mine. Că nu se va accesa niciodată. Domnule, aia că nu prea v-ați înțeles cum să vă împărțiți bănuțul la lucrări. Care bănuț? Nu știu, bănuțul ăla care vine. Bănuțul ăla este pe studiu de fezabilitate da, și cu o listă de investiții. Sunt niște hârtii, domnule. Care... Credeți că la Dumitru, în compania de apă, sunt așa... Deci așa zic, deci v-ați înțeles? Gata, dați nu, nicio treabă, nu? N-are una, nu? Suntem pe faza finală, mai avem câteva certificate de urbanism. Deci v-ați înțeles la împărțarea. N-am înțeles nimic, stați zis. Mai avem câteva certificate de urbanism de luat și vom depune la mediu pentru a lua viziune. Încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.